Cardurile de energie prin care românii vulnerabili vor fi sprijiniți cu 1400 de lei pentru plata facturilor la utilități vor putea fi folosite abia după ce se termină iarna. Ministrul Marcel Boloș a declarat că din 1 februarie cardurile pentru energie se vor distribui prin Poșta Română, iar abia din data de 1 martie ele vor putea fi folosite de beneficiari. Însă acest termen poate fi depășit. Cardurile pentru energie, așa cum le-am denumit, se vor distribui începând cu data de 1 februarie prin intermediul Poștei Române și cu data de 1 martie, așa cum ne-am angajat, vor putea fi folosite de către beneficiarii noștri. E drept că în momentul de față lucrăm la mecanismele acestea care fac posibilă punerea în aplicare a cardului de energie și este posibil să devansăm puțin acest termen, dar deocamdată aceste date de referință pe care vi le-am spus rămân valabile pentru beneficiarii acestui card. Întrebat dacă ar fi putut fi găsită o formulă mai flexibilă care să le acorde oamenilor posibilitatea de a accesa acești bani mai devreme, ministrul a răspuns: o formulă mai flexibilă dacă lucram doar cu furnizorii de energie electrică și gazele naturale putea fi pusă în discuție și folosită, dar nu de către toți românii, pentru că discutăm în această perioadă și de cei care stau la bloc, și în special de persoanele vârstnice care au nevoia cea mai mare de acest card de energie să-și plătească căldura la bloc, mai ales cei care sunt racordați la sistemul de termoficare centralizat. Numai în București sunt peste 500.000 de beneficiari. Noi am fost cumva obligați să gândim un mecanism care să fie valabil pentru toate formele de energie. Prin această formă de subvenționare va putea fi plătit și lemnul de foc, a mai anunțat ministrul. A fost nevoie de Poșta Română pentru ca mecanismul să se poată aplica pentru toate formele de energie și în special, cum am menționat, să avem posibilitatea de decontare a căldurii la bloc sau a materialului lemnos sau a gazului lichefiat pentru încălzirea locuințelor. Deci toate aceste forme de consum energetic pe care le au beneficiarii noștri. Pentru cei care și-au cumpărat lemne la începutul sezonului de frig, respectiv până în luna noiembrie, când noi am luat în calcul sezonul de frig 2022-2023 și inclusiv decontări în numerar, dar pentru materialul lemnos,